Nu știu cum sunteți voi, dar eu nu sunt o persoană matinală. Atunci când mă trezesc de vreme, am nevoie să beau o cafea tare, să-mi iau micul dejun, de asemenea trebuie să mă duc la baie, să mă spăl, ca să pot să fiu proaspăt și pregătit pentru a începe ziua. Iar câteodată mi este foarte greu să mă rog atât de devreme. Să știți că nu mi-e foarte ușor să-L caut pe Dumnezeu dis de dimineață, dar știu că acesta este primul lucru pe care trebuie să-L fac. Sunt conștient că în primul rând trebuie să mă pregătesc pentru bătăliile spirituale pe care Dumnezeu le are pregătite pentru mine ziua aceea. Biblia spune în Efeseni capitolul 6 că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. În fiecare zi din viețile noastre avem de dus o luptă spirituală, iar noi trebuie să fim pregătiți să luptăm. Lupta noastră poate să fie împotriva firii pământești, împotriva diavolului sau împotriva lumii. Dar în fiecare zi vom avea de purtat o bătălie spirituală și avem nevoie să ne pregătim cum se cuvine. Cu siguranță nu mi-aș permite să ies afară pe vremea asta rece, fără să am o haină groasă pe mine. În același fel, în această bătălie spirituală pentru sufletele oamenilor, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu. De aceea, cred că este foarte important ca să începem ziua împreună cu Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 5, versetul 3, Doamne, ascultă-mi glasul dis de dimineață. Vedeți cât de important este să începem ziua cu Dumnezeu? Așa cum am mai spus, eu nu sunt o persoană matinală, dar eu trebuie să încep ziua cu Dumnezeu pentru că altfel singura rugăciune pe care o voi înălța seara va fi Doamne iartă-mă că și astăzi am greșit. Dar atunci când încep ziua cu Dumnezeu, și apropo, știu că sunt diferite fusuri orare și oamenii lucrează în schimburi, dar atunci când spun să încep ziua cu Dumnezeu, mă refer la a spune Doamne, am nevoie de Tine astăzi și astăzi am nevoie să mă îmbrac cu toată armura Ta. Și astăzi vreau să mă încin cu adevărul, să iau platoșa neprihănirii și scutul credinței și astăzi vreau să iau coiful mântuirii și să mă încalț cu râvna Evangheliei păcii și astăzi vreau să mă îmbrac cu toată armura lui Dumnezeu pentru a mă pregăti să lupt împotriva celui rău. Așadar, ori de câte ori îți vei începe ziua, indiferent de ora la care o începi, începe-o întâlnindu-te cu Dumnezeu. El îți va auzi rugăciunea dis de dimineață și în fiecare zi te va asculta. Așa că te rog, pregătește-te și astăzi pentru bătălia care îți stă înainte.